Agenția Națională de Meteorologie a emis o prognoză privind fenomenele meteo așteptate până la finalul anului. Perioada cuprinsă în intervalul 4 decembrie 2024-1 ianuarie 2025 se caracterizează prin variații semnificative de temperatură și precipitații. Estimările emise de meteorologi pentru cele 4 săptămâni sunt realizate de Centrul European pentru Prognoze pe Termen Mediu. Astfel, în săptămâna 18-24 decembrie, care include și ajunul Crăciunului, vremea va fi una specifică de iarnă. Temperatura medie a aerului va avea valori în general apropiate de cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii țări. Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval în toate regiunile. În intervalul cuprins între Crăciun și Revelion, 25-31 decembrie, mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile intracarpatice. Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii țări, transmite ANM.